Probele scrise la Bacalaureat 2022 au început astăzi cu examenul la limba și literatura română. În județul Mehedinți au fost înscrise peste 1700 de persoane, iar în orașul Baia de Aramă a fost înregistrată o tentativă de fraudă, doi elevi fiind scoși afară din sală. Doi elevi au fost eliminați de la bacalaureat în Mehedinți. Conform Inspectoratului Școlar Județean, incidentele s-au înregistrat la Liceul Tehnologic Constantin Mâncoveanu din Baia de Aramă, acolo unde asupra celor doi tineri au fost descoperite două telefoane mobile. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. În acest an avem un număr de 1736 de candidați, dintre care avem 1369 din promoția curentă. Am avut 66 de absențe astăzi și, într-adevăr, am avut și două cazuri mai speciale. Doi copii au fost eliminați din centrul Baia de Aramă. Avem 19 unități școlare, 19 licee și am organizat 6 centre de examen în județul nostru. Examenul de bacalaureat a început astăzi, 20 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română, obligatorie la toate profilurile, și se va încheia la 23 iunie. Rezultatele se vor afișa la 27 iunie. La nivel național, în acest an, 126.454 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru susținerea examenului național de bacalaureat, cel mai scăzut număr de candidați după Revoluție.